cât de liber a fost azi pe drum, mamă, ca în vremurile bune când era lockdown. Mă gândeam, așa o să fie și după ce termină Câțu reformele. Da, n-o să mai aibă nimeni loc de muncă, n-o să mai iasă nici dracu din casă, na, ca să nu mai consum nimic, ori să iasă doar copiii să joace fotbal pe DN1, că o să treacă o mașină la 10 minute. La cum cresc toate prețurile și la cât de înghețate sunt salariile, pensiile, alocațiile, într-acolo ne îndreptăm. Și stați un pic, stați un pic, acu e vară, tot mai e cum mai e, nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie la toamnă, la iarnă. Hai că v-am înveselit, nu? Asta era ideea, mulțumesc, mulțumesc, suntem aici toată săptămâna. Dar stați liniștiți, nu vă agitați, totul e sub control. Da, se dau ajutoare consistente pentru gospodăriile inundate, distruse de, cum se zice mă la televizor, cum zic? Capriciile vremii. Mi-a plăcut asta. 4.000 de lei pentru gospodăriile afectate în proporție de 75%. Wow! Trebuie să recunoaștem, e ca o înjurătură asta. Da, te înjură guvernul cu bani, cum s-ar zice. Ar fi mișto să ți și arunce pe jos, așa, în apă. Că de-aia avem noi bani din plastic, bă, să reziste. Ia mă, săracule, ia mă de aici, refă-ți casa. Fă-ți altă casă cu 4.000 de lei. Dar a rămas doi din soia, că ea ne-a dat în casă. Ați pierdut tot în rest. Ați ieșit tot. Bătrânul nu este singurul căruia potopul i-a luat agoniseala. Oribil. Și auzi glumele proștilor, sunt și mulți politicieni și mulți ziariști printre ei cu... Băi, auziți mă, ia ziceți mă, unde e mă încălzirea globală? Nu mai vine mă odată încălzirea globală? Deci boșilor analfabeți, fix așa se manifestă încălzirea globală. Da, da, cu fenomene meteo extreme, cu deșertificări, cu multe zile de caniculă urmate de zile cu ploi înghețate. Dar ce vă povestesc eu? Vedeți foarte bine și observăm cel mai simplu dacă ne uităm iarna, când zăpada aproape că a dispărut. Vedem că anotimpurile nu mai sunt anotimpuri. Și auzi pe mulți cum se întreabă, bă, dar de unde mă atâta ploaie, mă, frate, mă, ce-o fi, domne, cu ploaia asta? Mai plouă, domne, mult, că noi avem treabă, vrem și noi vacanță. Na, asta e lumea idiotă în care trăim. Asta a făcut consumerismul imbecil din noi. Bă, hai, bă, cu vremea aia. Hai, bă, că eu am plătit bilete la mare. Da, mă, că tu ești buricul universului, știu. Na, ia-l naibii de trist ce se întâmplă acum fix cu oamenii cei mai vulnerabili pe care i-am lăsat în urmă. Oameni a căror muncă de o viață o reprezintă o casă, o gospodărie din care își duceau trai. Cartierul Latin, 2021. E mai mare aici. În Chiajna, nivelul apei ne ajunge până la gleznă. Gurile de canalizare nu au mai făcut față din cauza debitului mare de apă, iar străzile arată ca niște lacuri. La marginea marilor orașe, lucrurile stau diferit. S-au construit cartiere peste cartiere rezidențiale, scoruri imense și cu canalizare mai mult fără. Adică tu vezi gura de canal pe asfalt, dar e doar capacul pus acolo. Nu e nimic sub el. Superb, știu. Iar asta din cauza primăriilor șpăguite de mari dezvoltatori. Da, tati, pe șpagă să fac treburile astea, ce credeți? Nu ne vom bucura nici anul acesta de prea multe legume cultivate la noi. Ploile abundente au făcut prăpăd pe câmpuri și au distrus mii de hectare de teren. Lângă Galați, fermierii se luptă în continuu cu apa, sub ploaia care... nu dă semne că se oprește. 10.000 de hectare cultivate cu cartofi, țelină, sfeclă, fructe și chiar păioase s-au dus pe apa sâmbetei. Lasă, domne, că oricum noi luăm legume din alte țări, nu? Adică, dacă e să se aleagă praful și inundațiile, măcar să o facem ca lume. E jalnic ce se întâmplă în acest domeniu. Vom rămâne mari producători de nimic în foarte scurt timp. Munca politicienilor de 30 de ani se va vedea în curând în toată splendoarea. Nu vom mai produce nimic aici.
Din când în când mai facem un pod de beton când ne mai dă uie niște bani, în rest stăm ca niște vite și mâncăm ce ne îndeasă importurile pe gât. Bine ați venit în România, tomberonul Europei! Repet, dacă este nevoie de resurse suplimentare, orice fel de resurse, solicitați de urgență și domnul Raed Arafat și eu suntem aici pentru a răspunde imediat acestor solicitări. Lăsați, domnul premier, că nu mai e nimic de făcut. O știți pe aia cu târziu, Cocoș, târziu. Asta voiam să vă spun cu inundațiile. Pe de o parte îi avem pe oamenii simpli care își văd viețile luate de ape. Pe de altă parte avem inundațiile din urban, unde se văd și efectele șpăgilor și ale primarilor corupți. Și mai avem acest dezastru agricol care continuă și tot continuă. Scumpiri, importuri, legume de rahat din Maroc și Turcia și Chile, superb! Piață liberă, nu? Cum ar spune proștii.